coborâm. Ce bine am dormit, nu? Foarte bine, două. Aerul de munte. Două paturi imense. Acum a căzut curentul și nu mai avem apă caldă. Și te-ai spălat cu apă rece? Puțin, da. Am prins apă caldă. Aici sunt foarte mulți turiști și nu ai mai zăpăcit nimeni de capul tuc-tucul. Nici cu tururile. Sunt prea mulți turiști, prea puține tuc-tucuri. Dar să vedem astăzi. Uite ce baie. Herbal steam bath. Băile ayurvedice în care te îmbraci în ghilimele, în plantuțe, yoga. Aici sunt tot felul de activități pe care nu le vezi în alte părți. Azi vom face acest traseu, prima oară, care este fix pe aici în jos. Și am tapum. Wow! Mamă, nici nu-i văd vârful. Wow! Dar întâi să bem niște coconut. Să vedem ce scoruri sunt aici, în Ella. Am început traseul. Ce improvizație din cauciucuri. Oh, deja am alunecat. Wow, ce arbori! Oh. E bine că nu plouă, că dimineața era înnorat și a și plouat puțin. Avem noroc. Wow, uite ce arbori! Wow! Imenși! Nu ne-am mai luat coconut pentru că era dublu prețul față de cât dădeam. 200. Luați dublu ce? Prețul. Da. Față de cât dădeam înainte. Am dat și 100. 120, 150 am dat în candy. Aici e 200. Da, o să luăm. O să luăm. Wow, nice. Șir indian, am intersectat cu mare grup de turiști. Și e de-abia ora 11. Mama mea, câtă lume, da? L-am mai văzut europeni de o grămadă de timp. Și în față, la coborâre, o mare masă plină de coconut. Două foi, hai, luăm cu două foi. Nu avem ce să facem. Trei lei. Tot e bine. Dar noi când știm de fapt care e prețul, știu, dar ești într-o zonă mega turistică și n-ai cum să dai prețul ăla din sătuc. Pe care nu-l știe nimeni decât localnicii. Și coconatul, 200 de lei, deja cu prețul afișat. Am făcut greșeală, să nu-l trecă, am crezut că e mai răcoare afară. De fapt e foarte cald și trebuie să-mi iau cămașă. Vreau să-ți iei și geaca. Păi dacă ai zis că plouă, că e vremea nasală, mă gândeam că n-am fi pe munte. E foarte cald, sunt 30 de grade. În față se pot observa plantațiile de ceai pe care le-am văzut și din tren. Au foarte mult ceai în zona asta.
cât de tare locul, nu? Foarte tare, da. Înconjurați de natură. Mare minunăție în fața noastră, pădurea. Pădurea fermecată. Uite, în fața noastră, o femeie care culege ceaiul. Wow, uite ce e acolo, full de lume. Mam. Uite ce ne așteaptă. Hai să stăm mai mult în natură. Ceai negru cât vezi cu ochii. Sau ceai verde. Ceai verde care devine ceai negru după uscare. Ne-am apropiat de cel mai turistic point view din Ela, care arată cam așa, nu cum este în poze, gol, full de lume. Nine Arch Bridge, în fața noastră avem și orarul trenurilor care trec în fiecare zi, iar acum putem vedea trenul de la 11:50. Deja lumea și-a ocupat locul pe băncuțe. Ca la fotbal, ca la stadion. Da. Ce-i drept, ăsta e cel mai bun point. Viewpoint. Mai e ăla de sus, de acolo. Ah, da, chiar că. Am coborât și noi la viewpoint. Uite și două. Căsuță de la moderne iglu. Iglu, da. Glamping. Frumos. Mamă, cât sunt. Ce te turiști? Ia un coconut. Sau de ceva, nu? It's coming, toată lumea. Asta a fost momentul mult așteptat, acum toată lumea se ridică și pleacă. Toată lumea fuge acum. Ne-am luat un coconut, cel mai scump, 250. Dar am profitat de acest view să intrăm puțin pe plantația asta de ceai. Au niște poteci foarte mari, așa de sus. Nu poți să-ți dai seama că sunt destul de mari potecile. Poate dăm nas în nas, nu? La în următorul tren. Hai repede. Vorește pas. Și pe să vedem din altul. Wow, ce e aici? Oh. Un șuroi de oameni. Poliția turistică a dat-o. Aha, până vine mai durează oricum. E bine că am ajuns. Acum să te uităm un loc bun. De stat. Am prins un unghi bun. Ce
Chiar că... Înapoi pe traseu. Alt traseu. Un mare copac. N-ai nevoie de grădina botanică. Am dat schimb la grădina botanică din Candy. Așa, din grădina botanică naturală. Am ajuns la cabană. Ce frumusețe de cabană. Cu un view minunat. Alt viewpoint. Am venit după partea cealaltă. Și acum facem traseu, ocolim muntele. A ieșit și soarele în partea cealaltă. Wow, ce view frumos până ați ora. Ce iulețul. Până aici a fost urcarea cu tuc-tucul, de aici trebuie să te dai jos. Și te împinge. Leneșii nu s-au dat jos. Ba da, ba da? A rămas un om înăuntru. Ce frăjeală, dar împing. Ce vrei, leneșii, leneșii. Se urcă. V-ați băgat, nu v-ați jucat, a? Nu ne-am jucat. Dar și viu, e minunat. Lodge. Casa din junglă. Din junglă, da. Am dat de lac, se opresc chiar și oamenii cu tuc-tucul. Oh, nice, man. Frumos, frumos. Wow, ce frumos! Un templu hindu. Hindu colorat. Și în dreapta o daguba. Elefantul la intrare. Și-o burască. Și brasca. Ce frumos e, colorat. Elefantul cu copacul la cap. Natura minunată. Plin de acești copaci minunați în traseul nostru. Am dat de ei. Ce lucruri. Ăla e cel mai. Practică lux, lux. Uite cum așunța. Ăla e little. Hai la un pic. Auzi ce bază, ce petrecanie poți să faci în Sri Lanka, în locul ăsta. Wow, clar că... Festival.
Можно отсюда говорить? O urcare destul de ușoară spre Little Adam Peak. Wow, ce căsuțe în față. În vârf te așteaptă coconatul și un view superb. O urcare foarte ușoară. Oh, se poate merge până acolo. Hai până în cap. Hai. Hello. 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 Ne-am cocoțat în vârf, dar uitați ce bronz avem de la sandale. Profesionist. Mulți nu se aventurează să urce. Am început coborârea. În partea asta de era nu zici că ești în Sri Lanka, zici că ești într-un loc din Europa, pentru că sunt numai turiști. Nu mai vezi chiar localnici, nu mai vezi deloc. Chiar că da. N-am văzut niciun localnic azi pe trasă. Plantație de ceai și ne gândeam acum că ar merge o combinație foarte, foarte bună de ceai cu coconut. Black tea coconut. Nu știu dacă există așa ceva. Dar merge combinația apa de la coconut făcută cu un ceai negru sau verde. Ce poți lua cu 2,20€? Orez cu 5 tipuri de curry. Bine, curry zic la orice, dar de fapt linte, cartofi, fasole. Fasole. Specla. Cotul cu pește, care costă cam 3€. O masă pentru 5€.